Ceremonia de încoronare a regelui Charles al iii va fi cea mai impresionantă etalare de fast văzută într-o generație și va oferi un imbolt semnificativ economiei britanice, anunță Palatul Buckingham. Sunt însă și voci care denunță costurile extravagante estimate neoficial la 100 de milioane de lire sterline. Palatul mizează pe un câștig de 1 miliard de lire pentru economia regatului greu încercată în acest an. În schimb, o firmă de consultanță anticipează o scădere de 0,2% a PIB-ului pe aprilie din cauza vacanței decretate de guvern cu ocazia în coronări. Noaptea trecută londonezii care se întorceau târziu spre casă au avut ocazia să-și facă o idee despre desfășurarea de forțe care va anima sâmbătă centrul Londrei. La repetiție a fost adusă pentru prima dată și Gold State Coach, trăsura fabricată în 1762 și decorată cu aur, utilizată la fiecare încoronare începând din 1831. Maiorul cu origini românești Christopher Ghica, aflat în fruntea regimentelor Household Division, a fost însărcinat cu organizarea din punct de vedere ceremonial a procesiunii. Descendent al familiei domnitoare Ghica și strănepot al Martei Bibescu, general majorul Ghica este comandor al ordinului Imperiului Britanic. It On the actual ground they're going to be using on Saturday, um, and so I'm very pleased. So the procession to the abbey um, was relatively small, only a couple of hundred, um, and the, then the procession back substantially bigger, you know, 4,000 plus. Um, and the idea is to build the spectacle gradually. Cât despre vreme mereu capricioase la Londra, verifică într -una să poată vești bune. It's probably wise to be prepared for showers because our weather is looking a little more mixed the weekend. I'm reasonably optimistic the morning will be dry, but as the day goes on on Saturday, an increasing chance of seeing some showers in the London area. Cu prilejul în coronării, regele Charles al Marii Britanii, care a susținut numeroase campanii împotriva risipei, va utiliza obiecte vestimentare purtate anterior de predecesorii săi. Printre piesele vestimentare refolosite se numără mănușa pentru un coronare din piele albă și brodată cu fir metalic aurit, confecționată pentru bunicul lui Charles, George al VI-lea. Mănușa va fi plasată deasupra mâinii drepte a monarhului, ca o aducere aminte că suveranul ar trebui să exercite colectarea taxelor cu blândețe. Charles va purta și super tunica, o robă lungă cu mâneci lungi din mătase cu fir de aur, realizată pentru un coronare a regelui George al V-lea, străbunicul lui Charles și purtată ulterior de alți monarhi, inclusiv de Elisabeta a ii -a. Pe deasupra va purta mantia imperială, realizată din pânză aurită și creată inițial pentru un coronare a lui George al IV-lea în 1821. Dincolo de simboluri, Charles al III-lea va primi coroana unui regat dezbinat. Liderii scoțieni și galezi vor să renunțe la monarhie, în timp ce în Irlanda de Nord, partidul Sinn Féin, în favoarea reunificării insulei, este majoritar. În Commonwealth, fisurile amenință acest vestigiu al Imperiului Britanic, care îi revine lui Charles, suveran care, pe lângă regatul unit, mai domnește peste 14 țări. Guvernul australian se pregătește să se retragă din monarhie. Barbados s-a retras deja iar fiecare cetățean din Commonwealth va fi încurajat să repete un așa zis omagiu al poporului care înlocuiește vechiul jurământ de credință al nobililor față de rege. To the so help me God. Unii britanici înfocați susținători ai monarhiei se declară nerăbdători să jure loialitate familiei regale to, to sort say it out loud and say allegiance to the new king. And yeah, I think, I mean, I'll be in my living room watching, but yeah, I'll probably say it on the day. Pe de altă parte, antiregaliștii profită de moment pentru a relansa dezbaterea asupra monarhiei, mult timp umbrită de popularitatea și respectul de care se bucura regina Elisabeta II. Republicanii plănuiesc să demonstreze de-a lungul traseului procesiunii. The biggest moment we've ever had when You know, if they are right that millions of people are going to be watching the coronation, then millions of people are going to be seeing us and then sitting up and going, Well, hang on a minute, why are people objecting to this? And and finding out.